Mulțumesc foarte mult. O poveste halucinantă a ieșit la iveală la Sibiu. Un copil în vârstă de 2 ani este practic inexistent pentru autoritățile din România din cauza unei legi vechi. Părinții copilului, el român, ea filipineză, se luptă de 2 ani de zile să obțină acte pentru cel mic. Băiețelul nu are un certificat de naștere pentru că, deși tatăl tău este român, mama este din Filipine și are acolo un soț. În aceste condiții, autoritățile au decis ca micuțul să fie trecut pe numele soțului din Filipine. În vara lui 2018 mă aflam în Dubai, Emiratele Arabe Unite, unde am cunoscut-o pe actuala parteneră de viață. Am locuit acolo împreună 6 luni și ea a rămas însărcinată, acolo fiind. În luna februarie ne-am relocat în România, pentru că era ilegală situația noastră, amândurora deja în Dubai. În luna august anului 2019 ni s-a născut un băiețel pe care noi am vrut să-l cheme Ștefan Maverick. Oficialitățile statului român toți ne-au îndrumat către o singură soluție, aceea de a minți în legătură cu cine este tatăl. Conform legislației din România, tatăl nu este cel care dovedește, nu cu unul, cu două teste ADN-ul, că este tatăl, ci de fapt e unul numit din oficiu de statul român, în cazul acesta fiind soțul concubinei, de care ea, fiind din Filipine, nu putea divorța. Doamna asistentă de acolo pur și simplu a scris pe documentul de naștere al copilului din spital ce i s-a spus de la primărie, nu realitatea. L-a scris pe soț, nu pe tatăl copilului. Deși eu am fost acolo cu ei, am prezentat deja, aveam un test ADN-ul prenatal, ulterior am făcut și unul postnatal, prin care e dovedită, indubitabil, paternitatea. Noi nu am vrut să urmăm această cale și am deschis un proces în instanță. Proces în instanță care s-a încheiat aproximativ un an mai târziu, prin care instanța judecătorească a hotărât că Maverick, deși are tată român, s-a născut în România, locuiește în România, nu este problema statului român. Și ne-a îndrumat să deschidem un proces de paternitate în Filipine. The first, like, we're so happy that I delivered the baby in Romania. I was thinking that the government will do something to help my child. I'm still married in Philippines. So we're trying our best to protect this child. Also, everywhere we're going for medical and checkup, so they're always asking us some documents that we don't have because it's not registered in Romania. It's so hard for a mom to see that everywhere they're asking for the documents and we don't have that. What we can do, because we're trying our best also to solve this problem. But I was hoping that the government from Romania will help us to solve this problem. Just for the child, he's not feeling this pain right now, but as a parents, we do.